hambar l-am îndreaptat mea pe Ion Petre și pe Ornella Pastelero. Văd așa că ești veselă, Ornella. Păi bineînțeles. Nu ți-e frică de provocarea noastră? Aoleu, ce sigure sunt femeile astea pe ele. Păi măi, dragilor. Vedeți și voi bine aici că pe baloți sunt așezate pahare. Din... Trebuie să sper. Așa e, nu ai nimic de pierdut. Sunt așezate aceste pahare cu apă, pline cu apă. Voi aveți aici la brâu. Opa, domnul Ion. Legat cu tumerișor, domnul Ion are un măr. Dar de ce vi l-a pus tocmai la nou parking aici? Nu știu de ce. Pentru că acolo a fost avariat. Acolo a fost avaria. Am înțeles. Deci mergem acolo, așa, cu mărul, cu avarie, cu nou parking, pe partea dreaptă la domnul Ion Petre și pe partea stângă a mea, Cornela Pasărelu. Câte sunt, deci, dar ce ne facem noi? Eu, dragilor, când vă dau startul, trebuie să începeți. Loviți cu aceste mere pe care le aveți atașate pe piața asta, da? Paharele. Suntem noi în stare malavit. Vai, dar nici nu fac griji pentru voi. Deja mi-am făcut avânt. Cine ajunge primul în fața baloților? Este câștigător și primește un premiu de la Edna TV de la Matinal și Popular. Eu mă duc. Am înțeles. Da, eu pot să mă apuc, de fapt. Da. 3, 2, domnul Ion Petre, sunteți pregătiți, da? Păi ce facem mai bine? 3, 2, 1 și să vedem! Hai, Ornella! Bravo! Bravo, Ornella! Haideți, domnul Ion, dați-i! Ce să mai cânt, că îmi vine să țin! Vai, dar nu mai pe partea asta le dau să vedeți pe partea le dau. Hai, Ornella, să, hai, să mai și cântăm, nu? Da, da, dai, 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 dai. Ce să mai cântăm, frate, că... Așa. Ia, 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 ia. Pică, nu mai vreau să stea. Bravo! Ornella e câștigătoare. Cine prețuiește viața, n-are mohorâtă fața. Supărați, iubește și chefuie. Și chiar dacă e avaria, da? Păi și chiar dacă e avaria. Și și-am observat la domnul Ion Petre că la el mă roat așa, nu făcea așa, făcea așa. Ia asta să vedem dacă să cemănuiesc merele noastre, ia. Ia. Deci numai pentru arcere l-am luat. Nu. Trebuie să mă lasă mai jos. Nu. Deci pentru arcere. Domnul Ion Petre, dar ce se întâmplă, domne, cu mărul noastră de-i dă în interior? Mi-am luat avânt, se ducea încolo și femeia venea cu totul. A, din cauza asta. M-am și udat. Deci mărul domnului Ion Petre e pe post de balansoară aici. Eu zic să ne întoarcem în platou, să-i povestim colegului nostru ce bine. De fapt, au fost și materialul, că noi ne-am descurcat minunat aici. Mai aveam unul. Dați, hai să facem galerie, Ornella, să hai, domnul Ion. Hai, domnul Ion. Hai, noi Ion, hai către exterior! Exact. Doamne, nu se poate, domnul! L-a rezolvat Ornella, dar tot către interior! Nu-i problemă, să nu fim dezamăgiți către exterior, către interior! Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm! Merele se duc și se aduc și fac elanci, se duc și se întorc! Haideți, fraților, facem poame! Merele se duc și se întorc! Deci locul întâi, Ornella Pasărelu puia compotul de mere astăzi! Se știe! Haideți! Dacă tu mă rog!